Ediția a treia a Zilei Psihologului s-a desfășurat la București. Ca și în anii anteriori, aceasta a cuprins două mari evenimente, Conferința Națională de Psihologie și Gala Psihologului, care au marcat data de 27 mai, zi în care, în urmă cu 12 ani, profesia de psiholog își câștiga dreptul de a se autoreglementa și de a reprezenta interesele Breslei fără a mai depinde de alte instituții sau autorități. Popularitatea evenimentului a depășit granițele naționale, fiind promovat pe site-ul European Federation of Psychologists Association, iar președintele asociației Telmo Mourinho Baptista a participat în calitate de invitat special. Cele mai multe dintre premiile din cadrul Galei Psihologului au fost înmânate de către profesor universitar dr. Mihai Aniței, președintele Colegiului Psihologilor din România. Dintre acestea menționăm premiul pentru întreaga carieră acordat psihologului principal Daniela Hiera. Colegiul Psihologilor din România acordă premiul pentru întreaga carieră la a treia ediție a Galei Psihologului, doamnei psiholog principal, Hiera Daniela. Trebuie să spun că muncește alături de mine din 1990 și, mai corect spus, din 2001, da? Din 2001, când am început munca de construcție a Colegiului Psihologilor. Am avut Asociația Psihologilor, era președinte atunci, domnul profesor Nicolae Mitrofan. Asociația Psihologilor, să nu uităm, a fost condusă imediat după Revoluție de către domnul profesor Mihai Golu, da, maestrul nostru a tuturor, apoi de domnul profesor Mitrofan. Eu eram atunci secretar general al asociației și Daniela a lucrat cu mine împreună de atunci până în ziua de astăzi. Atât cât am muncit eu, atât am muncit și ea. Și am muncit împreună cu mine și cu ceilalți colegi să construim această instituție formidabilă, care este Colegiul Psihologilor, la care noi ținem și sunt convins că va avea rezultate deosebite. Sunt 42 de ani de muncă numai de psiholog. Mereu m-am mândrit cu meseria mea. Mă bucur că în sală sunt oameni tineri. Asta înseamnă că meseria noastră merge mai departe. Mă bucur că am reușit să facem această instituție, Colegiul Psihologilor, care mai are foarte multe de făcut, dar dumneavoastră, cei tineri, o să continuați ce am început noi, poate mai bine decât am reușit noi până acum. Marele premiu Constantin Rădulescu Motru a mers către două personalități marcante ale vieții academice și profesionale, și anume profesor universitar dr. Nicolae Mitrofan, care din păcate nu a putut fi prezent la eveniment, însă a transmis un mesaj participanților, și academician dr. Leon Dănăilă. Pentru acest primul, vă mulțumesc încă o dată, era o să păstrez cu mare sfințenie, pentru că am spus să prezinte prin lumea asta, spun asta de pe vă mulțumesc foarte. În cadrul Conferinței Naționale de Psihologie au fost susținute prezentări pe teme de actualitate în diferite specialități ale psihologiei. În cadrul emisiunii Arta de a fi la Columna TV în luna iunie, psiholog Mihaela Gherca vă va prezenta amănunte despre evenimentele dedicate reglementării și consolidării profesiei de psiholog.